Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că dacă vreți să cumpărați sau să vindeți conturi de Steam, o puteți face pe site-ul din descriere. Primul link din descriere este steamaccounts.us, un site unde puteți să vă vindeți contul de Steam sau puteți să cumpărați alte conturi de Steam puse la vânzare. Aveți link în descriere. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un episod de CSGO Danger Zone Hacking. Am primit foarte multe mesaje în ultimele 3 zile, au crezut băieții că am murit, deci nu știu, chiar ați crezut că am murit, având în vedere că n-am postat 3 zile. Bine, am promis că o să postez în fiecare zi, dar din păcate mai zic că aceasta este o perioadă mai aglomerată. Mă rog, a fost, acum nu mai e chiar așa de aglomerată. Hai să începem la acest episod, bă, băieți. 1000 de like-uri dacă mai vreți episoade de genul în continuare și hai să începem. Ne dăm repede drop aici la Docs, ne dăm ăsta Hellchat-ul, ca de obicei, este deja clasic. Și încercăm să facem rank și pe Danger Zone, da, aparent a jucat și Sky pe acest cont, a făcut Silver Elite Master sau cred că Silver Elite Master, nu mai știu ce rank a făcut pe contul ăsta. Deci avem aici un jucător super profesionist care mai joacă cu noi alături pe acest cont. Și da, în acest episod o să vă explic ce am făcut zilele astea, de ce n-am postat și o să mai vorbim așa chestii random, cum facem noi de obicei în fiecare episod de Danger Zone. Ei bine, vineri, dacă nu mă știu, da, vineri am avut sala, bă băieți, pentru cei care nu știu, abonați mai noi sau poate care nu v-ați uitat la multe videouri de ale mele, eu dau de permis de motor, de A1 și da, probabil în curând o să vină și niște vloguri când o să-mi iau motorul, să-l vedeți și voi ce frumos îi, bă, bike vloguri, nu știu dacă o să fac fix la început, în primul rând că mi-am spart camera, v-am spus deja povestea cu camera cum mi-am spart-o și în al doilea rând nu o să aveți mari lucruri de văzut pentru că nu o să merg eu nu știu cât cu motorul fix când o să-mi iau. Probabil când o să-mi iau deja o să se cam termine sezonul moto sau o să fie deja în iarnă și na, pui mie, o să vedem, oricum e septembrie, pentru orașul cred că o să-l dau în octombrie dacă nu mă înșel, deci na, mai e până atunci, până mi-au și motor, până pui mie, oricum o să vă anunț dacă o să vină bai. Ce mă, era un card de credit? A, lol, ce prost, mi se pare că e un card de credit. Ok, e un băiat aici, are dual Berettas, oh shit, stați așa că e băiat de bad boy aici, îl avem pe Pamela Anderson acolo, hai să mergem să-l omorâm sau să omorâm. Pamela, mamă, ce dorme o noapte bună, i-am dat la ăsta direct headshot în cap, one tap i-am dat. Ok, și o să dau orașul, nu mai știu când dracu mi-o scris pe dosar, mă, în septembrie sau la începutul octombrie, nici mai știu să-mi bat picioarele. În fine, pe acolo undeva, oricum când o să-mi iau motorul o să fac un vlog așa, o prezentare la motor, să vedeți și voi ce mi-am luat, nu o să vă zic ce mi-am luat sau ce plănuiesc să-mi iau, da, v-am pus acum vreo săptămână să-mi recomandați în comentarii motoare, dar încă chiar nu m-am decis ce motor să-mi iau, așa că o să vă spun doar când o să-mi iau. Deci o să vă fac așa o surpriză. Și sper să vă placă, bă băieți. Momentan nici eu nu știu, am pus ochii pe ceva, dar nici eu nu știu ce să-mi iau. Ce să mai zic, e ora 1:30. Eu la ora 5:30 trebuie să mă trezesc pentru că merg la pescuit. Mamă, un M9 baionet, bă băiete. Merg la pescuit și na, sperăm să ne trezim la ora 5:30, având în vedere că eu acum mi-am găsit și Xbox 360, deci prima și ultima mea consolă a fost un Xbox 360 și l-am găsit acum pe aici pe dulap. Bine, m-am mai jucat eu în decursul anilor ăștia, cred că l-am de prin 2010 și m-am jucat pe el ca lumea, dar... Stați așa, băi, cum să ratez mai MP7-le astea, acum l-am văzut așa. L-am de foarte mult timp și l-am descoperit acum pe dulap. Am stat să-i caut cablu vreo 2 ore și după ce am găsit cablu direct, frate, GTA 5. Că n-am mai jucat GTA 5 pe consolă de mamă, din 2013, cred că la 2013 când s-o lăsat l-am și terminat. Să-mi bat picioarele și atunci niciodată nu cred că l-am mai jucat. Și m-am apucat în seara asta să fac story-ul din nou. Mi-am activat și un de la... Eu nu știam că eu când mi-am luat Xbox-ul nu știam de online, de astea, doar story mode-uri jucam, doar story mode-uri, știți? Și am găsit că de fapt eu cu Xbox-ul primisem cadou și un gift card pentru Xbox Live... Ioi, ce am făcut la asta? Pentru Xbox Live Gold, adică acel Xbox Live Gold îți permite să joci online jocul. L-am activat frumos, am intrat și pe GTA Online, hai să nu ne moare ăsta, ok, squad, ai squad, e pe squad, jură-te că e pe squad, bă băieți, mă, jurați-vă că e pe squad, hai să luăm ăsta, că e mai bun. Sau stai, 13 cu 25, 4, ei, tata, același căcat. Nu știu ce tot atâta încerc eu să găsesc de astea cu mai multe gloanțe, dar în fine, asta cât are. Na, uite, tot ce zic și aia fac, așa. Mi-am activat frumos și Xbox Live Gold, când am intrat direct de modder, d-aia, am dat mi-o dată aia la bani, o băgat aia la bani în mine. Mamă, cum aruncă aia pe Florin Salam la petrecere să-i dea declarații, așa mi-o dată aia declarații. Doamne, mă, cea cu carantina asta, dedicații. Și, na, am făcut acolo vreo 5 milioane de dolari, mi-am luat niște mașini, o casă. Ce pui mici, m-am distrat, ce să zic pe ei, deci chiar e distractiv să te joci, să bat picioarele, eu l-am, n-am GTA 5 pe PC, bă, dar parcă pe Xbox e altceva, mă, e alt vibe, stai în pat, așa, întins, frumos, cu
consola mea, mamă, și acumulatorii mi-am căutat. Că mi-am luat nu știu ce căcat de ăla cu acumulator, nu? Normal, ăla, controller de la Xbox trebuie să bagi baterii normale, știți, de ăla de bagi la telecomandă. Na, eu aveam și un, nu știam că mai am chestia asta. Am niște acumulatori, doi acumulatori pe care pot să-i schimb între ei când se termină unul. Și am un de la o stație de încărcare. Și aparent, asta așa să-mi iau așa jumătate. Și eu mă chineam cu baterii de alea, am luat niște baterii de la telecomandă. Am lăsat-o pe maica mea fără telecomandă la TV. Mai na, pui mei, mă joc și un pic pe Xbox. Și am descoperit chestia aia, pui mei, mi se pare genială. Mă joc acum cât vreau, 24, nici știu dacă mă mai... Ba, o să mă culc în seara asta, că mâine la pescuit o să fiu... extraterestre, ești nebun. Și m-am descoperit acum Xbox 360. O să spuneți și voi în comentarii, vă mai jucați pe Xbox 360? Că nu știu, mi se pare super fan, adică nu m-am mai jucat de atâția ani. Băi, SSG-ul ăla, a, zboară SSG-ul, trăiți iar. Cred că are hack, că se cam uită. A, hai că se uită dacă e. Sper. Cine a tras? Sper că ăsta a tras. Ok, mort, bye bye. 2K gang, cum apare acolo, că 2K gang l-a omorât. Băi, cred că și eu am un squad sau ceva, un team. Mamă, 6 kill-uri, trăiți-ar, păi te... dropul, cum? Open supply, dar cum deschid căcatul ăsta, mă? Bă, are bombe, mă. Are bombe pe el. Asta nu se de... Ah, you are arming... Aaaa, șmecherie. You are within the blast radius. Ok, hai să fugim din... Mamă, și vine și zona, băga, mi-aș picioarele... Hai, fugi, dar încă-mi da alerta aia, mă, dar nu, de ce nu dispare? Gata, au dispărut. Și dacă vin înapoi, îmi apare? Oh. Uite-l pe Cezar. Pe domnul Cezar, hai, vino Cezar, să te omor. Bam, 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 bam. Oh, mamă, săracu Cezar al nostru. Bam, bam. Ok, hai să-i luăm banii, dacă tot așa luăm și banii. A explodat și bomba, hai să mergem repede să scoatem ce era acolo. Sper să nu vină altul înaintea mea. Eu să fi spart ăla și el să-mi fi scos armele sau ce-am gândit. Ce poți să găsești din cutia aia? Cred că în viața mea n-am deschis cutie de aia. Avem acolo un inamic de care ar trebui să ne fie frică, așa că ne comandăm și noi un SSG care ar trebui să ne vină imediat. Ioi, stă pe mine camperul. Fuuu. Nu-i scot capul la iveală că-i cheater, că stă pe mine, tu zgura, mă, ti să-ți fut. Hai repede să vină SSG-ul meu. Uite-mi SSG-ul, uite-mi SSG-ul. Mamă, ce fala asta, ce preferit o băga mea și... Hai mă, vino SSG-ul, Lenco, vino. Uite că stă bulangiu pe mine. Hai bossule, hai aici, dă-mi. Am sărit. Mamă, cât de prost că am sărit. Uop. Op. Ce cum mă citare? Stăteau omul camp sau m-o fi văzut, mă. Poate eu chiar am fost nesimțit și am dat prefer și omul nu era citer, săracul de el. Asta se omor și teammate-ul. Să nu-și dea respawn, băga mea și picioarele. Că-și dă respawn prostul. Hai mă. Bam. Ok. Am omorât și pe ăsta. Nu știu dacă era teammate cu el, că trebuia să-mi zic că squad eliminated. Dar na, ce să faci? Dăm așa un rage de la... Ioi. Ok, o bubuit încă ceva acolo. Hai să dăm așa un rage un pic, bă, băieți. Ce pot să spun? Încă un rage pe Danger Zone. Așa, și poate luăm și rank-ul azi. Chiar dacă am doar un win, s-ar putea. Am văzut oameni cu un win și rank. Bine, probabil l-au făcut de foarte multe ori locul 2 și na, le-o fi dat rank, dar aș putea și eu totuși să iau un rank, frate, că n-am avut niciodată rank pe Danger. Mamă, ia s-a omorât între ei, mă. Bă, hai să mă duc și eu aici la bătaie. Și na, sper că pot să postez. By the way, începe școala, bă, băieți. Spuneți-mi și voi în comentarii, chiar am uitat să vă întreb chestia asta. Voi în ce stadiu începe școala? Nu știu. La noi, în Timișoara, am văzut la televizor că e stadiu verde. Sau cum se numește aia, drecu. Bă, dar noi facem școală jumii-juma. Nu mergem toți la școală, ca și cum ar trebui să mergem în scenariu verde. Nu, frate. Noi mergem jumii-juma. Adică, merg două săptămâni unii, două săptămâni alții. Mi se pare o tâmpenie chestia asta, dar în fine. Na, ne descurcăm, noi măcar am timp mai mult să filmez. Și hai, vino încoace, fudu-te în gură. Ei, bă, vine pe balcon. Avea hack, doamne, futu. Sper că teammate-ul meu mai e în viață, așa-i? Nu mai e în viață teammate-ul meu. Mamă, ăsta se învârte, ești prost? No, măcar am luat rang, zic că am luat rang măcar, mă. Ne mai băgăm la un meci, așa să mai vorbim. Ne mai băgăm la un meci. Bă, dar tu-s copilul, mă, ia să vedem cum i-a făcut ținta. Hai că show match stats. Nu dau acum, că-s curios cum i-a zburat ținta la bulangiu. Ioi, cum făcea. Da, ești chiar, nu mă așteptam la chestia. Nu mă așteptam să aibă hack-uri. Știți, chiar nu mă așteptam, să vedeam la Renku. Ioi. Cum dracu, mă, 0 win-uri, că aveam un win. Ah, Danger Zone, prost, mă, prost. Ok, hai că mai băgăm un meci, bă, băieți. Revenim când începe meciul. Mamă, imediat mi l-a găsit, mă, nici n-am vrut să mă pun și eu așa un pic pe spate, relax, chestii, dar mi-a găsit meci instant, aparent.
Bă, am zis că în acest episod mai mult să vorbim așa, că noaptea, nu știu dacă și voi sunteți la fel, de eu noaptea am pur și simplu chef de vorba, am chef să vorbesc cu cineva și când stau pe Discord cu ăștia, cu Denis și cu ăștia, când stau seara pe Discord cu ei și se face ora așa 3:30, 4 și zice unul dintre ei, bă, frate mie, mi s-o mă bala cu lucrare și așa ceva, zice, bă, mai stați, bă, hai mă, mai stați mă până la 5, că atunci mă culc și eu. Deci e foarte ratat, având în vedere chestia asta, ce să faci acum, am și eu chef de vorba, mă, ce să fac. Doamne, mă, și în carantina asta, deci carantina asta m-a distrus psihic, mă, gândiți-vă, nu, băi, să nu poți să vorbi, să nu poți să faci nimic, să nu vorbești cu nimeni, să stai doar în casă, mă. E stresant. Bine, carantina, când a fost starea de ori, gen, am dat un pumn la butoi și o bubuit, what the fuck, e cu jocul ăsta. Ok, ce am vrut să zic, carantina când era pe declarație, că acum nu mai e treabă, mai ești, mai socializezi, mai, na, puii mei. De la 2 metri cum se socializează, dar tot socializare se numește, nu? Și, băi, m-a distrus psihic, mă, nu puteam, frate, nu, ce-am făcut? Am deschis, sper că 0 dolari, bine, asta e, mă, că e warm-up și o prost acum, am crezut că na. Băi, deci, nu știu, spuneți și voi, frate, acum, serios, cum v-ați simțit în carantină, mă, nu v-ați simțit prost? Bine, adevărul e că, bine, stați așa, că nici în carantină nu pot să am eu în fiecare zi, deși puteam. Deci chiar se putea în carantina asta, chiar se putea să fiu productiv. Dar nu s-a putut. Ok, pot să le iau pe ăsta de aici? Deci în carantina asta chiar se putea să fiu productiv. La modul, na, să postez în fiecare zi un live pe zi, că până la urmă nu ieșeam din casă. Și ăla sper că nu. Ia uite-l și pe ăsta tuț. Ăla încearcă, ăla trage în mine și mă și nimerește. Ok, mort. Puteam să fiu totuși productiv, dar nu m-a stresat eu chestii de astea. Bam, aia încerciu cu doar bereta, sutuți, copilul, mă, și tu la fel, ia. Bam, 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 bam. A, cum îl cheamă? Am înțeles că îl cheamă Alex Mihail. Uai, ce one tap i-am dat la bulangiu. Am crezut că îl cheamă Alex Mihail, pentru că mi-o mor pe amândoi. Bam, bam, star, ce star, mă, iui, mi-o dat-o. Dar hai să ne dăm și noi FOV-ul mai mare totuși, bă, băieți, că, a... Eu dădeam pe insert, am uitat că mi-am schimbat pe home. Am vrut în seara asta să filmez un episod de... Ok, hai să ne dăm la Tauron. Am vrut în seara asta să filmez un episod de CSGO cu cheat. Mă rog, nu cu CSGO cu cheat-uri free. Să vă prezint încă un cheat. Nu o să vă zic ce cheat. Este, mi l-a dat tot băiatul care se ocupă cu Precision cheat. Dar este alt cheat, tot gratis, tot cu versiune mă rog, tot cu versiune free și plătită. Tot la fel, versiunea free are mai puține feature-uri decât aia plătită, dar m-am gândit să vi-l prezint și la, pentru că și ăla mi se pare super interesant. L-am mai prezentat acum, cred că o trecut 2 ani de când l-am prezentat pe canal și n-am intrat deloc cu el în CS. Deci chiar n-am intrat deloc cu el în CS și am vrut să fie așa o primă reacție, să zic așa, că dacă mă jucam înainte cu el și făceam review, nu mai, deja știam tot despre el, mă și plictiseam, știți? Și o să fac review-ul ăsta mâine, deci o să încerc să postez o zi una după alta, foarte rar în cazul meu. Ce sare ăsta, futus copilul mătii de sari, tu băga mie și picioarele. Și na, foarte rar la mine să postez episodul unul după altul, dar totuși o să încerc. Nu știu, sper să dorm în seara asta, că dacă mă pun iară pe Xbox și mă joc până plec, nu o să fie tocmai ok. Și na, mamă, să vedeți ce căldură de Xbox-ul, bă, deci eu acum, eu aveam... A, lol, parașută. In mid to deploy. A, nice, nu știam. Ok, ăla zboară. Am crezut că ăla what? Ce-mi sare la mașă? Băi, băiete, ce sari mă așa? Dacă mă duc sus, că sus ai avantaj. Sus, vreau să iau macul ăla, să mă ia din spate careva. Mamă, ai avantaj de sus și vreau să-l omor pe ăsta, să iau macul ăla și vă zic imediat ce am vrut să zic. Bam, 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 ok. Sper să nu apuc iară să mă joc până... Ia să vedem parașuta. Bam. Ai, că a mers parașuta, mă, parașută. Bă, își plătesc banii aici. Ok. Nu putem să ne luăm încă... Mamă, și gloanțe are. Da, deci sper să nu mă prinde iar dimineața jucându-mă pe Xbox. Pentru că, da, chiar m-o prins acum în ultima vreme. Mă rog, nu, azi. Că ultima vreme, na, nu prea a fost ultima vreme. Chiar m-o prins super mult... Xbox-ul, frate, deci, mamă, m-a jucat azi de l-am rupt. Auleu! Hellshot. Ui, de pizda, măsi. Dar cine, mă? Ai, aia, mă, cred că aia o tras în mine, nu ăsta, de fapt. Ok, s-o resp... L-omoră pe ăla, fie încă l-omoră pe ăla. L-omoră pe ăsta. Ce face? O distrus-o. Tu-ți copilul, mă, te-ai distrus-o. Aha, ai distrus-o tu. Hai să ne dăm hălșatul. Nu mai am hălșat, nu cred, nu mai am. Oh, shit, sper că ne dăm măcar 120 viață. Oh, și gloanțe. Oh, boy. Bă, mi-e frică să stau așa, de ăsta deschis. Uite, acolo un team. Ăla-i un team, Dron și Olan. Sunt teammates, băieții. Mamă, futu-vă în gură ce vă fac eu acum.
Ok, cred că dronul ăsta mă știe. Bine, având în vedere că nu folosesc shift-ul, cred și eu că mă știe, dar... Măi, nu pot să... Bine, mă, cam încurcă la mouse, că mi-am pus Xbox-ul fix aici lângă mână. Și nu pot... Atâta pot la mouse, uite, atâta mi-o cursa la mouse. Și eu o să fiu un pic chinuitor. Ok, ăla știa șapte... Ok. Și aștepta comanda de la Glovo, dar n-a fost să fie. Ăla a luat bombă, bă, bă, tu-ți copilul, mă, de unde e tu bombă, mă? Bam, squad eliminated, deci nu vă mai respawnați, ok. Avem și bani, n-avem bani de scout, scout-ul e mai scump. Ok, încă unul aici, care își caută aici, traiul mai bun. Mamă, ce s-a... Mă-i frică să mă arunc de aici, chiar dacă am parașută, n-am încredere în parașuta asta. Zic niciodată să n-aveți încredere în parașute, dacă știți ce zic. Dar putem să facem... Hai, hai, te rog, dar te deploy, mamă, mi s-a dus toată, m-am futut. Numai dacă iau pe ăștia din spate, le dau un molly. Și acum numai dacă îmi dă pic și eu dau. Eu nu mai am help. Futu-ți parașuta, mătii, că îți dau deploy și nu te deployezi în morții tăi. Și acum, dar mă duc pe ăștia, mă omoară. Fii anii cum mă omor, ce omor îmi dau ăștia acum. Ai, ce mă enervează. Numai dacă iau pe la spate, ei să nu se aștepte să vin. Și o să iau pe la spate, știți ce zic? Aia ar fi singura variantă. Variantă de răspuns. Se urcă unul pe altul și mă așteaptă. Nu știu dacă o să pot să iau pe amândoi, dar s-ar putea să fac o schemă. Ai, sună ăsta, mă. Fie că iau când nu se așteaptă. Mă așteaptă. Acum când se întoarce ăsta, am daraș pe amândoi. Deschide ușa. Se uită pe ăla. Ah, fuck. Vai, ce chestie, mă. A crezut că se uită pe tabletă. Vrea să se uite la mine. Vrea să mă ia prin surprindere pijatul. Nu! Doamne, mă, nu se mai făcea arma. Mai ce sărace, cred că o sări de pe scaun ăla, mă. Cred că cel puțin unul dintre ei o sări de pe 100%, o sări de pe scaun. Să-mi iau un MP oare? Mamă, 100 de gloanțe, păi normal că le iau. O sări cel puțin unul, avem și hălșat. O sări cel puțin unul de pe scaun, acum vă spun eu sincer. Înseamnă, nu mai era vreun hălșat pe aici și l-am ratat. Nu mai era. O sărit urât de pe scaun, vă zic eu clar, rău de tot, o sărit ăsta de pe scaun urât acum. Ne sărea cu, să vorbea cu prietenul lui probabil pe Discord sau pe voice chat, nu știu dacă eu aud voice chat-ul lor. Și sare unul pe ei, mă, frate. Oh, supply case. Și ce avem? Oh, nu știu ce asta. Bridge ce? Ah, carunci de la telecomandă, bubui. Nice, e bine, e bine. Îngazi unul după un perete sau ceva să-i dau sub picioare. Și ieșim. Ieșim de aici din... supply drop, ok, hai să-l omorâm pe ăsta că văd că e singur și nu vreau după aia să fiu unul ve- ăla e pe jos pe acolo, pe la aia de a mă omorâm mai înainte. Păi du-te frate acolo, mamă, uite cât ți-s acolo. Hai să comandăm un scout, deși mă cam doare inimioara că să arunc cu MP-ul ăsta cu 125 de gloanțe, dar n-avem încotro, că acum când... Oh, dar avem aici supply, sper să primesc gloanțe de aici. Bam, aha, am primit o muie. N-am fost, n-a fost să fie, hai să-l omor pe ăsta. Ultimele mele groanțe rămase, fiind 125. Așa, aha, ce faci, mă, mi-aștepți ăsta futu-te în gură. Vrei tu să-mi iei, ok, hai să vedem dacă mai e cineva prin apropiere, nu mai e, bam, luăm ăsta. Și le dăm la ăștia din depărtare să știu unde mi-e un MP-ul. Deci un MP-ul ăsta e ăla cu 100 de gloanțe, bun. Că după ce-mi consum ăsta o să mă reîntorc după un MP. Eu nu vreau să rămân cu pistolul când o să fie ultimii oameni rămas. Mă scarpi în ochiul, mă mănânc ochiul. Nu vreau să rămân cu MP-ul când o să fie ultimii oameni rămași. Dacă știți ce zic, ok, ăla moare, bam. Bam, 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 bam. Hai să mergem repede pe ei, că își dau respawn-ul de alta. Și nu vreau să-și dea respawn, să dau de... Ok, ăla-i după. Holy shit, ce caută ăla acolo? 57 am dat, nu cred. Nu cred. Na, pula, consum gloanțele aiurea, mă, și... Ah, dar îmi dă gloanțe dacă eu mor pe ăștia. Ok. Ah, căcat. Hai, mă, ieși. Ce? Ăla-i sub pământ. Să-mi bat pula, Cezar, mă, tu pe la spate, am vrut să te omor. Am vrut eu să te omor. Opa. Opa, a, gata, mă. Cred că ăla, ăsta era squadul ăla. Hai să luăm tot ce... Cine dracu? Cine dracu o tras, mă? Hălșatul repede. Cine o tras, mă, în mine, mă? Cine are tupeul? Băi, să-mi bat pula. Să-mi bat pula, ce... Ba, mă, dacă nu mă uitam acum în sus, mă, termina ăsta. Tu-ți copilul mai pe la spate, mă. Tu pe la spate dai. Gheiu drecu. Ok, ăla e acolo. Suntem safe momentan. Mai avem 3 gloanțe, 5 inamici. Unde e al 5-lea? Wait. Că-s 1, 2, 3, 4. Și al 5-lea nu e, băieți. Fi pe sub... Băi. A, și-a dat redeploy, sir. A, e cu ăsta. E cu ăsta. Pârliții. Bam. Și am omorât pe amândoi, cred că. Ba nu, și-a dat redeploy ăla.
Și poate să-și dea și teammate-ul ei acum. Dar le ia zona, nu-i problemă. Hai că le ia zona, hai să mă duc să-mi iau un MP, oare două gloane. Ioi, uite-l mă cu, uite-l cu scout-ul futus ce mă iei tu acum pe mine. Bam! Și te-ai dus pe Pulențiu. Gata, nu ne mai stresăm. Dar tot 5 în amici, dar cum trecut tot? Ia uite-l pe ăsta, trăiți iar. Nu mai am gloanțe. Ok, scoate eliminate. Gata, mai 3 în amici. Mamă, un MP-ul meu e în afara zonei. Deci nici nu pot să îl iau. Așa că o să ne descurcăm cu Pepe Bizonul ăsta. Ok, 50 de gloanțe. Decent, not bad. Mamă, supply drop. Păi dar cum să nu... Ok. Să nu pățim iară cu... Ok, tot bombe de astea. Hai mă, du-te-mă de aici. Ăsta e deja troll. Mai avem 3 inamici, care 2 acolo și 1... unul nu prea. Oh, shit. Oh, e bine, e bine rău de tot. Redeployment cutoff. Cum adică? Ah, că nu mai poți să dai redeploy. Păi și mai avem 3 inamici și unul vă pe alt... Ok, îl văd pe al treilea. Deci nu, hai să-l omorâm pe ăsta, că ăsta n-are arme. Are scout, dar cum tot apar de ăștia? De unde tot apar de ăștia cu scout, frate? Eu nu pot să înțeleg de unde tot apar de ăștia cu scout. Dăm un nade pe ste, mă omor singur. Frumos. Omul e cu scout, mergem frumos. Sper că n-are cheat-uri. Vine sus. Vine aici sus, băieți. Tu scu odată, te uitai pe mine un pic. Dădea ochii un pic pe mine. Ce să-i faci acum, nu? Dacă se uita omul la mine, nu pot să interzic, dacă sunt așa sexy. Nu se uite la mine, serios acum. Hai să mergem și pe ăștia doi. Și unde e al doilea? Ah, ok, acolo, hai. Ah, zona vine în coa. Păi eu trebuie să vină la mine, înseamnă. Sau? Sau cum se... Nu, eu nu înțeleg. M-am picat în canal, mi-am rupt un picior. Eu nu înțeleg cum merge zona asta de pe danger zone asta. Că, uite, nici nu mai văd pe ăla. Mă ia pe la spate acum. Nu, mie nu-mi place să nu-i văd. Ah, e acolo, ok. Hai să rămânem pe ăsta. Oh, dar unde se duce zona? Oh, fuck, ăla nu știu, cred că o vede, ba, acum îl împinge. Hai, ieși să-ți dau un tap, ieși să-ți dau un one tap, dar nu, că știi ce fac, îl împing eu afară, bam. Hai, frate, ieși afară, domnule, nu i-am dat fire-ul ăla bine, tu-ți copilul, măti. Dar nu, că intru eu peste el, mamă, l-are AUG. Păi stai, că e OP AUG-ul, frate, nu i-am dat ăla bine. Dar îi dau smoke, fii atent ce îi fac, îi dau smoke la parter. Scări aici, nu scări. Îi dau smoke pe măzuța asta ca să-l afecteze și pe el smoke-ul. Și am mă duc. Oh, fuck, nu l-a afectat. Shit, nu l-a afectat, nici nu l-a văzut smoke-ul. El se bagă în stânga că e șmecher. Tu-ți copii, o să-i dau pe aici. Nu pot să-i dau pe aici, fuck. Hai, boss, te văd. I see you. Squad eliminated. Și acum vine domnul AUG, care e periculos. S-ar putea să-și iau un one tap sau să-mi iau eu un one. Oh, vine zona, shit. One enemy remaining. Hai să vedem, bă, băieți. Bam, 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 bam. Am zis bam. Oh, ho, ho. Oh, fuck, stați că e match intens aici, băieți. Stați că mai am 9 gloanțe, nu-i bine. Hai, dă-ți-l shot. Yes, bine, bă, băieți, am câștigat. Hai să vedem dacă am luat și rankul ăla, pentru că am făcut match-ul ăla pe locul 4 și stat pe locul 1. S-ar putea totuși să fie un rank up frumos aici. Hai că nu pot să dau skip. Hai să nu dăm skip, să vedem și cum l-am omorât. Ok, dădeam. Mamă, e zburat țida și la asta. Stați un pic. E zburat țida un pic și la asta. Și când m-am dus pe cealaltă parte, s-a uitat direct la mine. Nu își dădea reload și după aia am venit eu. Ok. Ok. Nu, deci nu a fost problema de hack la băiatul. Sau probabil, nu știu, avea lag sau ceva. Hai să ne băbăiți. N-am luat rank cu 2 win-uri și vreo 4-5 meciuri în care am fost pe locul 2-3-4. Pui mei. Bă, dar văd că mă dă numai cu rank-uri mari. Ceea ce-i... Mamă, ce rank e ăsta? Hunter Fox Elite ăla? Troit, uite ce bine arată rank-ul ăsta. Mamă, să l-am și eu pe ăsta, e blana oră de tot. Bă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Nu este să apăsați pe butonul de like dacă vreți să mai facem episoade de genul în continuare. Să faceți noi 1000 de like-uri la acest episod. Abonați-vă la canal dacă mai vreți episoade de genul în continuare. O să începem în curând și seria de live stream-uri, așa că dacă vreți puteți să vă luați membru ca să jucați cu mine pe live stream-uri. O să încerc să fac live stream cel puțin o dată la 2 zile și noi ne vedem data viitoare. Salut.